Gazeta Sporturilor editează astăzi o ediție specială în limba spaniolă. Vorbește-ne puțin despre ce vor găsi ei, spaniolii, în ziarul vostru. Pe lângă acel ghid pe care l-ai amintit. Deci, eu, așa cum am spus, detest varianta asta de a ne pune preși în fața oricui. E un gest de, cum să spun, e un gest de gentilețe, dar și de respect față de noi. Pe care mi-e greu să cred că l-am putea noi întâlni dacă ne-am duce în Spania sau în alte țări. Nu. Am fost oaspetele multor orașe. Câteva orașe importante din această lume pe timpul olimpiadelor, de exemplu, da? Să știți că toți își întâmpină oaspeții, fie că sunt australieni, chinezi sau americani. În limba lor. Inclusiv în limba țărilor pentru care scriu, da? Și cu o gentilețe pe care noi am dorit să o replicăm, fără să ne simțim în anumite contexte inferiori spaniolilor. Gazeta Sportul de pildă și alte ziare din România, să spunem lucrul ăsta, sunt mai vechi și au tradiție mai mare decât ziarele din țările respective în anumite situații, inclusiv în Spania. Nu avem complexe de inferioritate, suntem într-un fel, repet, cu această imagine nouă a Bucureștiului, pe care o vedem și o descoperim cu toții astăzi, suntem europeni, mai mult sau mai puțin, evident. Lucrurile se vor întoarce în normalitate după ce noaptea asta va fi, cum să spun, imigrație inversă, vor exodul invers. Vor pleca câteva zeci de mii de spanioli din București. Mâine vom fi din nou între noi. Mâine e interesant cum va arăta orașul și cum vor arăta fețele noastre. Poate, în finalul discuției noastre, Cătălin Tolontan, Bucureștiul va intra din acest moment în circuitul turistic internațional. Nu va intra, haideți să nu exagerăm, nu va intra și nici acel consilier local odios pe delic, pe care voi l-ați dezvăluit ieri și care e foarte bine, înțeleg și astăzi, omul nu are nicio problemă, e relaxat și astăzi, nu va deveni mai civilizat. Dar noi, uitându-ne către noi, în aceste zile, cred că putem învăța ceva despre noi.